O femeie schizofrenică care și-a decapitat fratele și a păstrat capul tăiat în șifonier a fost internată într-un spital de psihiatrie pe termen nelimitat. Femeia, în vârstă de 41 de ani, și-a atacat fratele în vârstă de 46 de ani cu un cuțit și l-a ucis, iar apoi i-a tăiat capul. Poliția a fost chemată la apartamentul ei din Edmonton, nordul Londrei, după ce un vecin a auzit țipete. În timpul procesului s-a aflat că însăși femeia a sunat la numărul de urgență spunând: "Sunt eu, Samuel, domnul", făcând referire la un profet din Vechiul Testament. Ofițerii au intrat cu forța în proprietate și au găsit cadavrul unui bărbat îmbrăcat doar în pantaloni și șosete. Au observat că bărbatul nu avea cap. Abia apoi au descoperit și capul în șifonier. Psihiatrii consultanți au stabilit că femeia suferea de halucinații și că nu era conștientă de faptul că ceea ce face este greșit, iar judecătorii au decis internarea sa. În urma mai multor investigații s-a constatat că aceasta suferea de schizofrenie, relatează ProTV.ro.